De câte ori te-ai gândit că ar fi minunat să-ți vorbească Dumnezeu? În marea Lui milostivire, în marea Lui dragoste, în marea Lui bunătate, Dumnezeu nu se lasă nedescoperit, ci astăzi ți-a pregătit un cuvânt spre zidire și mântuirea sufletului tău. Haideți să fim cu luarea minte la cuvintele Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, cu versetul 9. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și după 6 zile a luat Iisus cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, și s-a schimbat la față înaintea lor. Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, în anul 33 și în cel din urmă an al propovădirii sale, apropiindu-se spre patima cea de bună voie pentru mântuirea noastră, s-a dus în laturile Cezareei lui Filip, după cuvintele pe care i le-a zis Petru: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Și acolo a început să spună ucenicilor săi că îi se cade să meargă în Ierusalim, să pătimească mult de la bătrâni, de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis. Și a văzut pe ucenicii săi mâhnindu-se pentru aceea, iar mai ales pe Petru, care îl și oprea pe el zicându-i: Milă să-ți fie de tine, Doamne, să nu-ți fie ție aceasta. Atunci, ridicându-le mâhnirea sufletelor lor, a făgăduit unora dintre dânsii că după puține zile are să le arate slava sa, zicând: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului într-o slava împărăției Lui. Deci, trecând 6 zile de la ziua aceea în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a plecat din latura Cezareei lui Filip în hotarele Galileei și a venit la muntele Taborului, care este în Galileea, venind după el ucenicii și mult popor. Iar de vreme ce era obiceiul Domnului Hristos ca rugăciunile cele către Dumnezeu Tatăl să le facă singur la o parte de ucenicii săi, de aceea a lăsat sub munte poporul și pe ucenicii săi și a luat numai pe 3 dintre ei, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și s-a suit cu dânsii în munte să se roage. Acolo, depărtându-se puțin de cei 3 ucenici la un loc înalt, se ruga, iar cei 3 ucenici, fiind osteniți pe de-o parte de suirea muntelui înalt, iar pe de alta de lungimea rugăciunii, au adormit, precum zice evanghelistul Luca, iar Petru și cei ce erau cu dânsul se îngreunaseră de somn. Deci, dormind ei, Hristos a schimbat la față, strălucind cu slava Dumnezeirii sale. Și din porunca Lui i-au stat înainte 2 proroci, Moise și Ilie, care grăiau cu dânsul despre patima Lui, care avea să se săvârșească în Ierusalim. Și deșteptându-se apostolii, au văzut slava Lui cea negrăită, fața cea luminoasă ca soarele, hainele Lui albe, strălucind ca zăpada, și 2 bărbați stând și grăind cu dânsul într-o slavă aceea, și s-au înspăimântat. Și îndată au cunoscut
Duhul Sfânt descoperindu-le lor că bărbații aceia erau Moise și Ilie și au înțeles vorba lor pentru patima lui Hristos, cea de bună voie. Deci stăteau cu cutremur, ascultând cele ce se greiau și îndulcindu-se de vederea slavei celei dumnezești, pe care au văzut-o, pe cât putea vederea ochilor trupești să îngăduie, căci este cu neputință omului muritor să vadă dumnezeirea cea fără de moarte și nevăzută, precum și de demult lui Moise, care se ruga lui Dumnezeu să arate slava feței sale celei dumnezești în vederea ochilor, Dumnezeu răspunzându-i, nu va vedea omul fața mea și să fie viu. Apoi, sfârșindu-se vorbirea lui Hristos cu Moise și Ilie și apostolii cunoscând prin Duh plecarea lor, i-a fost jale lui Petru că prorocii au să se ducă de la vederea lor și dorind să se îndulcească neîncetat de acea slavă a lui Hristos și de vederea sfinților proroci, Petru a luat îndrăzneală și a zis, Doamne, bine este nouă să fim aici și să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Aceasta grăind-o Petru, norul luminos, care a pus înaintea lui Hristos pe amândoi prorocii și iarăși, prin voia lui cea dumnezească, urma să ia pe dânsii și să-i ducă pe fiecare la locul său, norul acela a umbrit pe apostoli, înconjurând vârful muntelui. Atunci apostolii mai mult s-au temut când, apropiindu-se de Hristos, au intrat în nor și într-acel ceas s-a auzit glas din nor zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Un glas ca acesta venind de sus, de spaima aceea mare, n-a mai rămas putere în apostoli, pentru că s-au temut foarte și au căzut cu fețele la pământ. Și căzând ei, slava Domnului s-a luat de la vederea lor și prorocii au fost duși la locurile lor, iar Domnul apropiindu-se s-a atins de ucenicii care zăceau la pământ zicându-le, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii ucenicii, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus Hristos singur. Și pogorându-se ei din munte, Domnul le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui despre vedenia aceea, până ce, după primirea patimilor și a morții, va învia a treia zi din mormânt. Deci dânsii au tăcut și într-o acele zile nu au spus nimănui nimic din cele ce au văzut. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, precum Tu Te-ai schimbat la față în muntele Taborului, schimbă și viața noastră și pune-ne cu totul într-o stare după sfântă voia Ta. Amin. Fă astăzi o promisiune înaintea lui Dumnezeu, că în fiecare zi vei asculta cu luarea minte și vei împlini cu fapta cuvântul Său, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să te binecuvinteze. Amin.